Vasluiul a reușit aseară să facă un meci mare pe Șocu Saracioglu. Moldovenii antrenați de Șumudică nu s-au lăsat intimidați de numele adversarului pe care l-au întâlnit aseară și au condus meciul mult timp. Golul Vasluiul a fost marcat în minutul 75 de către Antal, care a șutat perfect de la 25 de metri. Cu acest rezultat, FC Vaslui are șanse mari să acceadă în play-off-ul Champions League. Un 0-0 la Piatra Neamț ar însemna o victorie pentru fotbalul românesc. Moldovenii au intrat foarte bine în joc, iar primul șut pe poartă a venit din piciorul albaiulianului Nicușor Stanciu, care a evoluat până în minutul 60. Vasluiul a dictat cursul meciului, iar în minutul 75, formația patronată de Adrian Porumboiu a fost răsplătită pentru eforturile depuse cu un gol. În minutul 90, defensiva echipei românești a comis singura eroare a meciului și au primit un gol care a închis tabela. Moldovenii speră la un meci mare făcut la Piatra Neamț, ce ar culmina cu o calificare în următorul tur al Champions League. În cealaltă partidă jucată de o echipă românească în turul preliminar al Cupei Europene, CFR Cluj a învins pe Slovan Liberec cu 1-0, singurul gol al partidei fiind marcat de Cadu din penalti.